Și când ai făcut ceva ca om, ca și copil, ca și, da, matur, ca și așa, ai făcut ceva urât. Tu, înțelegând că ai făcut ceva urât, te-ai comportat cumva în stradă sau în lume, cumva la servici, te-ai comportat urât, da? Tu înțelegi lucrul ăsta. Lumea n-are treabă. Lumea nu te vede așa. Tu te-ai comportat pentru că ai simțit energetic, ai primit ceva și unleash. Energetica e altceva. Ceva, da? Și pentru a doua zi, vai, iertați-mă că m-am purtat, aiurea, iartă-mă, te rog, hai să te iau în brațe și să... Cum adică? Și tu perpetui, tu repeți, tu ți-ai cerut scuze și vine energia aia iar și te trăsnește. Și tu te ții să nu faci, te și odată, înapoi. Și ce faci? Te duci iar să-ți ceri scuze. Nu, ești mai deșteapt acum. Ai primit energia aia, te-ai răstit la cine te-ai răstit, da? Ai închis capitolul. Mai e treabă. Lumea n-a văzut ce faci tu. Lumea e lumea ei, n-are treabă. Tu te lupți cu balaurii tăi. Te-ai făcut, da? Ai o a doua zi să îndrepți lucrurile. Cum? Mă duc să-mi cer scuze. Nu! Ai primit, ai făcut, o faci din nou, o faci din nou. Și nu răspunzi. Ți-ai răspund prin a nu răspunde la provocările din tine. Provocări. Sunt fricile tale, sunt multe, da? Și tu le provoci, le, da? Nu e provocare din partea cuiva, e fieldul tău. Tu le provoci, ai trimis energie și tu o pui la punct. Ai deschis ochii de dragon, galbine așa, stai, dragonul liniștit, respiră, doarme. Și odată energia a venit, da? Și s-a deschis ochiul galben. Da? A văzut ce s-a întâmplat. Și odată a făcut... Și ce? Pentru asta te duci să ceri scuze de la cine? Că e fieldul tău. Tu de la tine ceri scuze. Te gândești de două ori. Te ceri scuze să perpetui? Te mai învață încă o dată. Da? N-ai pentru cine să-ți ceri scuze. N-ai greșit cu nimic. Asta ești tu. Un sălbatic. Take it or leave it. Astea sunt legile pământului, dar asta nu înseamnă că mă duc și mă comport într-un fel. Înțelegi ce? E la mijloc. Dar nu te provoacă nimeni de afară, asta vreau să zic. Tu te provoci și n-ai ce să te duci la om, tu a doua zi te duci și ceri scuze și omul n-are treabă. Omul zice, ai nebun săracul, da, eu n-am văzut să fac așa ceva, dar dacă el își cere scuze, eu zic, nu-i nimic și eu am pățit și eu pățesc. Înțelegi cum e? Omul n-are treabă. Tu vii la el și zici, iartă-mă că am urlat ieri la tine. Tu n-ai urlat la el, tu tot în fieldul tău urle la tine. Da? Omul e în lumea lui. Și omul zice, vai, săracul e nebun, ce vrea. Dar las că-l iau în brațe și zic, las că cu cine nu se întâmplă. Înțelegi cum e?